un meci în deplasare cu o echipă cu un lot foarte bun, cu o echipă care e în formă, care în toate meciurile care le-a jucat cu toți adversarii arăta că e foarte, foarte competitivă. E o provocare mare pentru noi, deplasare dificilă. Știm bine cu toții din România spiritul oltenesc care e. E o provocare mare pentru noi, pentru că din toate punctele de vedere, deoarece săptămâna asta s-au întâmplat multe la noi în casă, după meciul de acasă, sunt anumite accidentări care, din păcate, le avem, anumite probleme, începând cu Băluță, cu Larie, care de la meciul, ultimul meci, am încercat, de asta și n-am plecat ieri, preconizasem să plecăm la Craiova de ieri, pe drum, dar am stat în cozi să așteptăm să vedem dacă Larie poate să facă. Azi dimineață, la antrenament, a încercat, dar nu e 100%, așa că nici el nu va fi, Băluță, nu știm cât de lungă va fi pauza lui. Cu celelalte care au fost înainte, cu Popescu și cu Gustavo, Morar și el are o problemă la aductor, nici el nu e cu noi, și Mazilu, care e răcit, nici el nu e cu noi, așa că e o săptămână dificil a fost din punctul acesta de vedere, de a vedea lucrurile, de a gestiona lotul, de a crea o echipă competitivă, pentru că mergem la Craiova doar cu gândul de a încerca să luăm cele 3 puncte, să le câștigăm, cu toate că știm că e dificil, dar vrem să facem lucrul ăsta, iar provocarea noastră ca staff e de a încerca să fim inspirați, să găsim formula, să găsim formula ideală care e în compartimentul defensiv care are de suferit în acest moment și, din păcate, asta e situația. Încrezători, suntem în formă, am arătat că jucăm un fotbal foarte, foarte bun, la nivel foarte mare, așa că cei care o să vină, eu sunt încrezător că, așa cum am zis totdeauna, sunt încrezător în față de jucătorii care i-am, care nu sunt cu noi, nu sunt și nu o să plâng niciodată din cauza asta. Trebuie să găsesc ceilalți care o să intre să o facă mai bine ca ceilalți, sau cel puțin la nivelul care l-au făcut ceilalți. Așa că încredere multă, curaj și sperăm să ne întoarcem acasă cu cele 3 puncte. Cam atât. În cele 3 meciuri de până acum dintre Farul și Craiova s-au marcat 15 goluri. Poate fi și acesta unul cu goluri multe? Eu n-aș vrea. E prima oară, n-aș vrea. Aș vrea să jucăm un fotbal bun, să nu luăm gol și să marcăm, bineînțeles, dar să nu avem meciurile care le-am avut cu ei, și dacă le-am avea, trebuie să fim pregătiți de acest lucru. Cu siguranță că va fi un meci cu două echipe care vor să câștige, așa că vor căuta să marcheze goluri. Ca să câștigi trebuie să marchezi și sunt sigur că va fi un meci foarte frumos. Întâlniți o echipă în formă care trage la cupele europene. Și ei întâlnesc o echipă foarte în formă mare, chiar dacă am avut această săptămână puțin mai cu anumite probleme, dar mergem acolo încrezători, sunt ceilalți băieți care trebuie să facă foarte bine. Alte întrebări? Sunteți un antrenor de 10. Liga profesionistă v-a desemnat de 10 ori până acum antrenorul etapei. În cazul în care veți lua titlul cu Farul, vă gândiți la un alt nivel? Nu știu de ce vorbiți, ce puneți întrebarea asta. Eu sunt am meciul Craiova, joc meciul Craiova, ce va fi, nu știu când. Nu e interesul meu să intru în speculații și așa se speculează foarte mult despre lucruri. Acum stau să vorbesc despre mine când eu trebuie să vorbesc și toate gândurile mele sunt cum fac echipa mâine. Cum fac echipa ca să fac bine, să arăt bine pe teren, să controlăm ritmul și intensitatea jocului, să încercăm să ne impunem. Deci nu lucruri care mai avem de aceste 3 meciuri, după aceea vom vedea, vom analiza, vom pregăti, vom vorbi despre ce va fi în viitor. Cu puțin noroc, după etapa aceasta și cu un rezultat favorabil în cealaltă partidă, Fadu poate juca contra PSG-ului de acasă din postura de campion. Pentru mine contează meciul Craiova și atât.
iau fiecare meci în parte, nu mă gândesc, știm că sunt, știm un singur lucru cert, suntem pe primul loc. Atâta. Restul, eu iau meci în parte, trei meciuri, fiecare meci are, are istoria lui și noi trebuie să arătăm bine pentru că ne dorim să câștigăm. E important acest lucru. Clar că suntem acolo și dacă vom ieși campioni, va fi ceva, o sărbătoare mare la Constanța, ceva fantastic. Și asta ne dorim, visăm și o să muncim pentru acest lucru. Eu cred că e prima oară când ați spus că ați vrea un meci fără goluri multe. Da, să nu primim. Că noi trebuie să dăm. Eu aș vrea să nu primim gol. Da, ținem cont de forma pe care au arătat băieții din atac etapa trecută. Eu total al meci. Meciul ăla s-a terminat. A fost un meci fantastic, un meci extraordinar. Cu o echipă care a jucat un fotbal care e greu să vezi în România, chiar dacă unii nu-l acceptă, dacă nu le cade bine, dar am făcut, chiar am făcut un meci care e greu să mai să repete vreo echipă, după câte am înțeles că toată lumea mi-a dat mesaje, toată lumea, toată România a scris că cel mai frumos meci de o lecție de cum trebuie să ataci, cum trebuie să joci ofensiv, cu defensiv, cu tranziție negativă, așa cum trebuie să facem și la Craiova. Trebuie să facem lucrul ăsta, să încercăm să repetăm evoluțiile noastre bune, să atacăm bine și cu tranziție negativă. Bineînțeles că faza defensivă am făcut-o perfect și la ultimul meci și trebuie să o facem și la Craiova, că altfel cu siguranță că vom suferi. Valoarea adversarului e foarte bună, totdeauna în play-off, așa că trebuie să facem ambele faze foarte bine. Dar spiritul nostru e acela de a ataca foarte bine și cred că am arătat lucrul ăsta de la începutul campionatului până acum. Cred că avem cele mai multe goluri marcate, dacă nu mă înșel. Avem și goluri primite, pentru că când ataci primești, dar noi atacăm, chiar atacăm. Chiar știm să atacăm. Chiar dacă îi supărăm pe unii câteodată. E și un meci al revanșei. Supărarea e că suntem acolo, pe primul loc. Dacă tot vrei să completez, supărarea mare e a tuturor, sau nu a tuturor, a celor care, că suntem pe primul loc și nu le cade bine. La nimeni. La nimeni. Avem și noi ai noștri, toți, Constanța e fericită și cred eu că celorlalți nu le cade bine. Mâine e o zi specială, se împlinesc 6 ani de când a venit primul titlu la Constanța. Da, așteptăm să vină al doilea și o să fie și mai mare. Deci așteptăm, muncim, o să luptăm, o să muncim pentru acest lucru ca să putea să poată să vină. În mâinile noastre, depinde numai și numai de noi. Așa că nu trebuie să vorbim de ceilalți, trebuie să depinde numai de noi, că așa cum am depins din prima etapă de când a început campionatul. N-am depins de nimeni, numai de noi. Noi am scris istoria până acum și noi vrem să o terminăm așa cum trebuie. S-a vorbit că peste o lună va începe demolarea stadionului și tot atunci va fi o sărbătoare în care va fi ne vor lua atent de la stadionul. Să vină stadionul nou, pentru că trebuie schimbat, au trecut 30 de ani. Și trebuie schimbat, așa că da, a fost frumos, un stadion care am crescut cu toții, care am fost acolo, care ne-a dat oportunitate tuturor să creștem celor care am fost la Farul copii, am ținut, am fost, ne-am antrenat, ne-a crescut Farul, ne-a crescut și atunci și toți ceilalți care au iubit acest club să-l iubească în continuare și să vină, să fie o zi frumoasă și după aceea să vină stadionul nou. Okay. O zi bună, numai